Bună și bine v-am regăsit! Astăzi vorbim despre parfumuri noi, despre lansări noi și despre un parfum care m-a dat pe spate, m-a cucerit. De când l-am testat prima dată, noi am vorbit la un moment dat într-un video despre el, însă a și ajuns în colecția mea full size și da, astăzi avem un haul, vorbim despre parfumuri noi intrate în colecția mea. În curând o să vină și un mare declutter, pentru că în continuare vreau să pun la punct colecția mea de parfumuri. Între timp mai testez, mai încerc și alte parfumuri, mai descoper și altele și vedem la un moment dat dacă rămân sau pleacă din colecție. Am promis că vin cu declutter lunar și așa o să fac. Urmează și un declutter în curând, însă astăzi vorbim despre parfumuri noi. Și voi începe cu o lansare recentă, un parfum accesibil, un parfum de la Zara. Dacă mă urmăriți pe Instagram, cu siguranță ați văzut acolo că am făcut o postare cu parfumul acesta. Nu aveam cum să ratez noua colecție sau măcar un parfum din noua colecție. Am testat parfumurile, din păcate la Zara nu ai pe ce să testezi și pentru că sunt destul de multe, mi se pare că sunt 8 în această colecție, nu am avut cum să le testez cum se cuvine, să măcar să am o idee așa despre ele. E greu să testezi pe piele atâtea parfumuri și să-ți dai seama și cum sunt, așa că m-am ales cu nimic, dacă e vorba despre testat, n-am înțeles nimic din ele, dar l-am luat pe acesta pentru că știu că este cel mai vândut, știu că este cel mai popular. Mi-a plăcut și primul, cel care ar fi de fapt o bază, o bază pentru parfumuri. Mi s-a părut că miroase bine, dar nu pot să zic că am înțeles ceva din ele, doar pot să vă povestesc despre Velvet Shadow, care face, cumva sunt, este o colecție de parfumuri și ele fac parte din anumite categorii. Acesta este Into the Gourmand, n-aveam cum să iau altceva, și ar fi o clonă după Love Don't Be Shy de la Kilian. Îmi place sticluța, am luat varianta mică de 30 de mililitri și mă bucur că am găsit așa. De multe ori nu am cumpărat de la Zara când am fost în magazin pentru că nu aveau variantele astea mici, cel puțin unde mă duc eu în mall nu prea au așa multe și mă bucur când găsesc variante mici. Into the Gourmand Velvet Shadow are ca și note marshmallow, bergamotă, iasomie și mandarină. Miroase bine, este un parfum destul de light, este și gourmand, este și floral. Ia să vedem. Da, da. O combinație de flori albe, cumva mă duce cu gândul și la o gumă de mestecat. Este dulce, dar nu foarte dulce, este așa un parfum pufos și lejer, light, dulce, gourmand. Eu nu am testat originalul, Love Don't Be Shy, multă lume zice că ar fi o combinație între Love Don't Be Shy și Oriana, nu știu nici Oriana, așa că prea multe nu știu să vă spun. Doar că acesta este un parfum plăcut, nu pot să spun că mă dă pe spate și este un parfum care îmi place la nebunie, îmi place, dar nu este ceva ieșit din comun. Oricum are un preț bun și este frumos și l-am luat pentru că știu că este nebunie cu Love Don't Be Shy, cu cel de la Latafa care este făcut, care este o clonă după Oriana. Deci este cumva o nebunie cu parfumurile astea și am zis să am și eu măcar unul, pentru că nu sunt dispusă să dau 200 de lei pe la Tafa, sincer, nu. Iar pe acesta am dat destul de puțin, este un parfum accesibil și da, pentru prețul pe care îl are, este ok, mie îmi plac parfumurile de la Zara și de fiecare dată când apare o colecție nouă, îmi iau măcar un parfum. Sunt bune și la preț ok. Am vrut să-mi iau și Bohemian Oud,
dar nu aveau varianta mică și nu vreau să iau varianta aceea de 100 de ml. Aveau varianta mică la alte parfumuri din acea gamă, însă nu. Dacă n-am găsit varianta mică, nu am luat. L-am luat pe acesta și mă bucur că l-am luat pentru că este un parfum plăcut. Un alt parfum care a intrat în colecția mea este acest MCM. Este vorba despre Mode Creation Munich, așa se numește el. Este o apă de parfum și este lansat în 2021. Este un parfum foarte vesel, tineresc, fructat și light. Și are ca și note zmeură și caisă în deschidere. În mijloc avem bujor, frunză de violetă și iasomie, iar în bază avem ambroxan, santal, mușchi și vanilie. Îmi place la nebunie sticla, îmi plac și genzile lor, îmi place și rucsacul care arată exact așa, sunt foarte frumoase, dar și parfumul este unul foarte frumos și puteți să-l testați în Douglas, parcă în Douglas, da, în Douglas l-am văzut. Este foarte frumos, este super lejer, un parfum care poate fi purtat oricând, versatil, proaspăt, luminos, chiar este un parfum frumos și nu știu exact cum se dezvoltă el pentru că nu am apucat să îl port, dar cu siguranță o să mai povestim despre el. Mi se pare că este genul acela de parfum fructat pe care poți să-l porți și vara, însă mi se pare și foarte potrivit așa de tranziție, vară-toamnă. Iarna, poate că aș merge pe parfumuri ceva mai puternice, dar e foarte, foarte frumos și sticluța asta este superbă, superbă, superbă. Un alt parfum care a intrat în colecția mea este acesta, care a fost și confiscat de fetița mea, pentru că o să vă dați seama că de ce, pentru că sticluța este chiar așa cum arată pe cutie. Smoke by Sow este varianta nude și are o bază de lemn de santal, vanilie și mosc. Este foarte curățel, foarte feminin, foarte finuț. Așa arată sticluța. O să desfac din plasticul acesta pentru că o să fac gălăgie și vorbim despre el imediat. Da, deci așa arată sticluța. Este foarte frumoasă, foarte frumoasă și este de 30 de ml, dar pare mai micuță și finuță. Chiar este drăguță, deci nu avea cum să nu o confiște cineva, pentru că de obicei sunt foarte atrăgătoare parfumurile mele cu sticluțe mai deosebite sau mai copilăroase, așa. Și parfumul este unul destul de finuț, numai bun pentru fete. Cred că miroase un pic a bezele, miroase ceva dulce. Este dulce, este un pic floral, este un pic dulceac, dar nu foarte dulce. Este un parfum destul de finuț, nu are o persistență mare sau... Da, este un parfumel așa, mai mult de distracție, mai multe fete mai tinerele, de fetițe, dar e foarte frumoasă sticla, e depus în vitrină, chiar e frumoasă și culoarea. Haideți să trecem și la parfumul care m-a cucerit de la prima pulverizare și mi-am dat seama că este un parfum pentru mine, este superb. Nu, n-aveam cum să nu iau în colecția mea noul Burberry Goddess, pentru că îmi place foarte mult vanilia și aceasta acoperă multe vanilii, asta spun mereu pentru că așa mi se pare mie. Este un parfum cu lavandă, cu vanilie, am vorbit despre el într-un video atunci când l-am testat și să știți că pe pielea mea parfumul ăsta, doar pe piele, a aplicat un puf pe mână, îl simt toată ziua în nas. Și sincer, atunci când l-am purtat din mostră, deci miroase extraordinar de bine, are mai multe tipuri de vanilie, este o vanilie dulce, este o vanilie care te îmbracă, care
Este un parfum foarte cald, foarte frumos și sincer aveam nevoie de 100 de mililitri, nu de 50, de 100, de o tonă. Îmi place foarte mult, foarte mult. Atunci când l-am folosit, cred că v-am mai zis și în clipul trecut, am folosit pe un tricou, am ieșit în oraș, apoi am lăsat tricoul acela undeva și l-am mirosit după câteva zile și tot se simțea. Deci este o bombă, o bombă. Este un parfum superb, un parfum foarte bun, foarte intens, foarte persistent și nu vă speriați de lavandă pentru că aici vanilia este vedeta. Dacă vreți un parfum cu vanilie intens, cald, perfect pentru perioada rece, dulce, chiar este un parfum dulce, vă recomand. Vă super recomand parfumul acesta. Dacă rezonați cu mine, dacă vă plac parfumurile gurmande, parfumurile dulci, parfumurile vanilate, intense, puternice, persistente, vi-l super recomand. Eu l-am luat la o reducere de pe, de pe Military Shop, acolo unde am avut un discount și l-am luat la un preț foarte bun, dar vor mai fi reduceri, nu știu, îl vânați și mi se pare super, super perfect parfumul acesta. Din punctul meu de vedere, este cea mai bună lansare din ultima perioadă, din ce am mai testat eu. Parfumul acesta mi se pare cel mai bun. Îmi place că Burberry a făcut ceva nou și că nu este un flanker, că ne-a mai adus și altceva în atenție și da, este minunat. Minunat! Mă bucur tare mult că a intrat în colecția mea. Un alt parfum deosebit care a intrat în colecția mea este acest Murmur de la Fragonard. Deci parfumul acesta m-a cucerit pentru că este diferit și chiar dacă are un iz vintage, are o deschidere vintage, se dezvoltă atât de frumos, este atât de complex parfumul acesta. Da, deschiderea este, vai cât de bine miroase, se simte și un pic mentolată, are izul acela vintage, dar se dezvoltă într-un mare fel, se dezvoltă condimentat, floral, vanilat. Este un parfum matur, este un parfum complex și interesant și de-abia aștept să îl descoper mai bine pentru că nu am apucat să-l port. Dar l-am dat pe mână atunci când l-am luat și da, îmi trebuie puțin timp să trec peste deschiderea asta care este un pic vintage și eu am cam ieșit din zona asta de parfumuri vintage, chiar vreau să renunț la multe parfumuri vintage din colecția mea, însă acesta îmi place foarte mult și nici nu mă dau în lături când vine vorba despre testat parfumuri, adică chiar dacă eu renunț la unele, nu înseamnă că nu vreau să mai testez parfumuri, chiar și parfumul vintage. Da, v-am zis, deschiderea este, are izul acela vintage în deschidere, însă se dezvoltă minunat parfumul acesta și el cu siguranță o să rămână în colecția mea. Și îmi place foarte mult și denumirea lui, îmi place foarte mult și cum se dezvoltă el, persistă foarte bine. Cel puțin pe pielea mea a ținut o zi întreagă și îmi place așa cu totul. Uitați-vă ce prezentare are. Este o sticlă superbă, superbă. Trecem mai departe la un alt parfum care m-a cucerit. Este vorba despre Chloe Nomad. De data aceasta este vorba despre apa de toaletă și să știți că eram tare curioasă despre apa de toaletă. Din ce îmi dau eu seama, față de apa de parfum, acesta este ceva mai luminos și mai fructat, mai light. Este tot un parfum care te duce cu gândul la natură, așa cum v-am spus eu, dar este ceva mai luminos. Îmi place și apa de parfum,
Apa de toaletă era foarte bună toată vara, era bună să fie purtată toată vara, chiar îmi place mult cum miroase, însă din nou mi se pare un parfum versatil. El are ca și notă licii, citrice și mirabel, cred că sunt niște prune dacă nu mă înșel. În mijloc avem frezie, davana și trandafir, iar în bază avem lichen de stejar. Acum că am testat apa de toaletă, pot să spun că pe acesta, pe Chloe Nomad, apa de toaletă îl văd purtat oricând, dar este foarte potrivit pentru vară, foarte potrivit. Și apa de parfum este potrivită pentru vară, însă apa de parfum o văd așa potrivită și pentru toamnă, cumva mă duce cu gândul și la o perioadă mai umedă. Acesta mi se pare mai versatil, îl văd mai light și mă bucur că este mai pământiu apa de parfum. Acesta este ceva mai luminos, mai fructat, mai citric. Foarte mult, foarte mult, foarte mult. Chiar vreau să mai testez din gama asta parfumuri de la Chloe. Îmi place mult. Și ultimul parfum despre care vorbim astăzi este mărul acesta, mărul otrăvit. Arată foarte bine sticluța, din păcate nu am capacul, este vorba despre Hypnotic Poison de la Dior. Mai am de adus în colecție Pure Poison, cred că așa se numește, și poate și apa de toaletă, ca să fac această gamă completă de otrăvuri de la Dior. Acesta este unul minunat. Toate sunt frumoase, sunt diferite, chiar și Poison Girl, apa de toaletă și apa de parfum, sunt diferite și mă gândesc eu că și apa de toaletă ar putea să fie altfel. Deci o mai am și pe aceea de adus în colecție. Îmi place gama aceasta foarte mult, am și Midnight Poison, am și Poison, dar cumva pentru mine Midnight Poison este un parfum foarte elegant așa și plăcut, dar sunt foarte mult în zona asta de Poison Girl, apa de toaletă, știți că îmi place foarte mult acela și acum că l-am descoperit și pe Hypnotic Poison, pe care eu nici nu-l mai știam, nu știam cum miroase parfumul acesta, am testat doar clone, de mult, de mult, acum mulți ani cred că am testat parfumul acesta. Și chiar eram curioasă cum este el, dar da, este un parfum superb, este un parfum foarte dulce, consider că a venit la momentul potrivit în colecția mea și mai ales în perioada potrivită, pentru că o să mă bucur de el. Îmi plac parfumurile vanilate, sunt o obsesie în ultima perioadă pentru mine și atunci când caut parfumuri, caut să fie parfumuri cu multă vanilie, dar să fie și diferite, pentru că am și destul de multe parfumuri cu vanilie în colecție. Și bineînțeles că Hypnotic Poison este diferit de tot ce am în colecția mea. Este un parfum pudrat, parcă miroase și a bezele, a zahăr vanilat, vanilie, fructe. Ca și note avem cocos, prună și caise în deschidere. Eu nu simt cocos, n-am simțit cocos în deschidere. Avem lemn de trandafir brazilian în mijloc, iasomie, ceva condimente, flori și în bază avem vanilie, migdale, santal și mosc. Da, avem niște migdale dulci, avem o vanilie dulce. Este un parfum superbisim, superbisim, îmi place foarte mult. Și acum sunt curioasă să testez și apa de toaletă. Eu am o clonă de pe parfumat.ro în colecție și acum că am acest parfum, o să le compar și o să vorbim despre ele. Știu că la început mi s-a părut că acea clonă are o deschidere foarte fructată, cumva diferită de ce știam eu că este acest Hypnotic Poison, însă între timp s-a așezat în sticluță, l-am lăsat și să știți că este foarte intens și foarte persistent. Dar o să le
compar, o să compar clona cu originalul și o să vorbim și despre acea clonă la un moment dat. E bine, acestea sunt noile parfumuri intrate în colecția mea. Aștept părerile voastre dacă ați testat noul Burberry Goddess și cum vi se pare. Dacă ați testat din gama asta nouă de la Zara parfumurile și ce părere aveți despre ele, care v-a cucerit pe voi. Îmi pare rău că nu am putut să testez mai multe, pentru că am mai mirosit eu așa pe piele, nu mai știam care cum sunt, desigur, dar parcă m-au mai atras vreo două. Îmi pare rău că nu le-am testat, dar o să mai merg în magazin și o să mai testez. Vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-a plăcut clipul acesta, noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să-mi lăsați și un like. Puteți să împărtășiți și cu prietenii voștri, pasionați de parfumuri sau nu, clipurile mele. Cred că fiecare la un moment dat caută să-și cumpere un parfum și poate are nevoie de ceva păreri sau pur și simplu vă relaxați cu clipurile mele. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!